Bună ziua, sunt Haime din Zalău, numărul 1. Am înțeles că viceprimarul municipiului Zalău, Coța Daniela, va ieși, va duce din primărie, fiindcă am înțeles că i s-au găsit foarte multe dosare penale pentru fraude din primăria municipiului Zalău, care au distrus piața și chioșcurile, în frunte cu doamna Simona Triv, au distrus și am înțeles că toată Zalău, tot Zalău să bage pe alții cineva care știe să ridică pentru Zalău sau ca să răspunde pentru Zalău, să facă Zalău, să organizeze Zalău, cum, să știe să facă multe pentru Zalău, nu cum a făcut viceprimară Coța Daniela care a distrus parcul de distrus, cinemacul, piața și, mă rog, alte mărgării. Noi avem de să fie... să alege pe cine știe să rezolve Zalău, viceprimarul municipiului Zalău. Iar domnul Michi, viceprimarul, ala știe să facă. Ala, el nu are treabă cu nimeni, el vede de treaba lui de administratorul local Zalăului. Are nevastă care are chioșcul aici, nu ne interesează, dar el e un om cu să cade, el e un demerist. Și știe ce să facă pe Zalău. Dar noi, având în vedere că tot Zalău să margă la semnat pentru demisia a lui doamna Coța, viceprimară municipiului Zalău, inclusiv și cu primarul municipiului Zalău, o să ajungem și acolo, o să facem referendum pentru amândoi. Că ei au stricat foarte mult Zalău și parcul și din spitalul, au stricat gardul verzi, au stricat numai nimic, au stricat tătătăt și pomii. Iar având în vedere că noi să ajungem foarte bine, să ajungem cu ăsta, că noi suntem foarte supărați pe primarul municipiului care au mințit foarte mult brădetul. Nu au făcut trotoarele, că în brădet sunt așa, numai un pic, atâta, de unde se umblă oamenii. Că parcarea e foarte mare și ne arunge un chepe oamenii să meargă pe drumuri, numai pe trotuare. Că e mic trotuarul. Trebuia să fie, că odată au făcut greba acolo sus de brădet, au fost acolo atunci când au fost cu primarul alegerile PNL-ului. Dar nu au fost mulțumit Zalău, pentru că știe Zalău cine e primarul municipiului. Că merge în Chicago, se distrează, noi mulțumim la SECE Publica Zalău care organizează de sărbători de iarnă, am opus cabane, am opus pomul de acolo de iarnă și nu știu cum îl cheamă pe patronul de la SECE Publica Zalău. El este patron de la miere albinile, de pe strada Craznei. Îi mulțumim frumos și la Zalăueni și noi dorim sărbători fericite la toți zalăuenii, inclusiv și la ZTV Zalău sau la, mă rog, la Zalău, la mulți ani, un an nou fericit.